Sezonul estival este cel mai aglomerat pentru angajații Serviciului pentru Eliberarea Pașapoartelor. În ultima perioadă, zilnic, circa 50 de persoane au solicitat fie eliberarea unui pașaport, fie schimbarea documentului pentru că a expirat. Numărul cererilor a crescut considerabil față de lunile anterioare, asta și pentru că în perioada vacanței mulți giurgiuveni își petrec concediul în străinătate. Din situația statistică am observat că în perioada 1 ianuarie 2016 până în prezent, deci 14 iunie 2016, numărul de solicitări a crescut foarte mult în comparație cu anii anteriori. Deci față de anul 2013 putem spune că aproximativ s-a dublat numărul de cereri, atât pentru pașapoarte temporare, cât și pentru pașapoarte electronice, iar față de anul trecut, 2015, în aceeași perioadă, s-au înregistrat aproximativ 600 de cereri în plus în această perioadă față de aceeași perioadă a anului 2015. Totodată, conducerea Serviciului pentru Eliberarea Pașapoartelor constată o egalizare a solicitărilor pentru pașaportul electronic și temporar. De la începutul acestui an s-au înregistrat 1317 cereri pentru actul de călătorie electronic și 1334 pentru cel temporar. Giurgiuvenii sunt sfătuiți să își verifice valabilitatea pașaportului sau să solicite unul dacă nu au, în cazul în care vor călători în țările în care nu este permisă pătrunderea doar cu actul de identitate. Ținând cont că se va merge în concediu în această perioadă în Turcia, cei care doresc să elibereze un pașaport pentru a călători acolo, deci poate opta pentru eliberarea unui pașaport electronic, dar să țină cont că această perioada de eliberare unui pașaport este de 14 zile calendaristic, deci pașaportul electronic, iar pașaportul temporar îl eliberăm în aceeași zi, dar acesta are valabilitatea un an de zile. Contravaloarea pașaportului temporar, care are o valabilitate de 12 luni, este de 222 de lei. Documentul de călătorie electronic se eliberează contra unei sume de 292 de lei și este valabil 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta până în 12 ani, pașaportul este valabil 3 ani, pentru care se achită 262 de lei.